astăzi mașina, dar mașina asta vrea să meargă. Vrea să meargă. Și când apeși, merge. Când apeși, merge. Salutare tuturor! Eu sunt Cornel de la Hyundai Carventa Oradea. Așa cum am prezentat în materialul anterior, ne-a sosit prima mașină electrică, Kona Electric. Ce vedeți aici este mașina noastră de drive test. Am făcut formalitățile necesare pentru a putea să o băgăm în drive test. Astăzi o să facem un mic drum în oraș. Să vedem cum se prezintă mașina în traficul urban. Hai să vedem. Deci asta este mașina noastră de drive test. Am scos-o în drive test pentru că de principiu cred că această mașină trebuie încercată. Hai să o și pornim. Cred că e greu să-ți iei o mașină de genul ăsta dacă nu ai un pic posibilitate să vezi, să încerci, să mergi să reușești să mergi un pic cu mașina. Mașinile electrice sunt relativ o noutate în piața auto din România. Ele au fost prezente și sunt prezente de câțiva ani în piața auto ca și o ofertă, ca și o opțiune de cumpărare, dar în mod real până să zicem anul trecut nu prezentau un interes foarte ridicat. Deci anul trecut autonomia a fost 449 de kilometri. Anul ăsta la noul Hyundai Kona Electric, la 64 de kWh baterii, la un motor ăsta de 204 cai putere, autonomia este de 484 de kilometri. Noi cu această mașină, cu această motorizare, anul trecut am făcut un drum de 575 de kilometri cu o încărcare 100%. Bun, hai să mergem. Avem un drum de făcut la primărie, de rezolvat niște acte. În consecință o să mergem cu mașină electrică. Ne punem centura. Mergem. Canalul nostru de YouTube a ajuns la 900 de urmăritori. În lumea YouTube-ului 900 de urmăritori înseamnă puțin, pentru mine totuși înseamnă enorm. Apreciez fiecare urmăritor în parte, apreciez pe toată lumea care se uită la materialele mele. Vă mulțumesc pentru chestia asta. Am să încerc să vin cu materiale interesante și care să fie, sper, pe placul și pe folosul vostru. Dar atât despre asta. Și cu asta hai să revenim la mașinuța nouă, mașinuța noastră de drive test. Mașina în care stăm este noul Kona 2021. Mașină full electrică cu baterii de 64 de kW. Un motor electric de 204 cai putere, un cuplu de 395 de Nm și când vorbesc de cuplu, vorbesc de accelerare. Hai să vedem. Accelerarea este una incredibilă. Eu până în momentul în care am condus mașina electrică, eu accelerare de acest fel n-am mai experimentat cu nicio mașină. Îmi este pe plac, am să vă recunosc că îmi este pe plac. Cuplu motor la mașinile electrice este instant. Adică dacă la mașinile pe combustie internă e nevoie de o anumită turație, la mașini electrice când ai apăsat accelerația, mașina pleacă. Chiar pleacă. Avem sistemul de regenerare. Motoarele, mașinile electrice au un sistem de regenerare a energiei. În momentul în care frânăm sau când decelerăm, mașina recuperează energia electrică.
nivelul de regenerare se poate seta, nu știu în ce măsură se vede pe filmare, sunt niște padele în spatele volanului. Aceste padele folosesc la setarea nivelului de regenerare. Avem 3 nivele de regenerare. În momentul de față suntem în nivelul 3, ceea ce înseamnă că în momentul în care las de accelerație, mașina are o frânare destul de dură, se simte cum frânează mașina destul de tare. Când suntem în nivelul 3 de regenerare, cum suntem și acum, mașina recuperează cea mai multă energie, dar se și frânează destul de tare la momentul în care îmi iau piciorul de pe accelerație. Din nou m-a avertizat, m-am apropiat un pic mai tare de cel din față, de mașina din față, și m-a avertizat că mă apropiu prea tare. Cred că mașinile electrice se pot folosi foarte bine în oraș. Îți dă o oarecare libertate, autonomia mare a acestei mașini, pentru că totuși în momentul de față suntem, de exemplu, am 373 de kilometri autonomie cu această mașină. Nu este, e aproximativ, nu știu, undeva la 80% încărcată mașina. Teoretic putem să vedem. De aici 86% suntem încărcați în momentul de față. Mașina ne arată inclusiv, de exemplu, în regimul de condus actual, ne arată cam la ce distanță am putea să mergem. În momentul de față am putea să mergem aproape până la granița cu Austria. Filmarea fiind făcută în Oradea, la granița de vest a țării. Evident că depinde foarte mult și de stilul de condus. Dacă mergem într-un stil agresiv și facem accelerări bruște, de genul ăsta, normal că nu o să avem. Dacă vă uitați, a recunoscut și pietonul. Este setat și la această mașină, este setat, am setat, la toate mașinile noastre setăm, eu personal setez avertizarea de coleziune ca să fie foarte sensibilă. Am avut o discuție pe tema asta în comentarii, o discuție amicală, evident, în care am explicat că eu din adinsul fac treaba asta pentru în drive testuri să iasă la iveală această avertizare, în așa fel încât să putem discuta de tema asta. Așa, numai cu încredere. Răbdare. Așa, doamna. Hai să vedem ce mai avem aici. Punem pe map. Ca și la toate mașinile noastre, avem un volan multifuncțional. Volanul este asemănător cu aproape cu tot ce este pe restul modelelor. Avem comenzile pentru multimedia, avem telefon, computerul de bord și pilotul automat. Este o senzație foarte plăcută, senzația asta de mers în modul electric. Nu auzi motorul pe combustie internă. Și ca și sunet este foarte plăcut. Și ca și simț este foarte plăcut. Per total este o senzație relativ nouă.
cred că în câțiva ani asta va fi normalul. Mașinile electrice vor prelua probabil conducerea în topul vânzărilor în câțiva ani. În unele țări a preluat deja. Sunt țări ca și Norvegia, Suedia, unde proporția mașinilor, raportul mașinilor electrice a crescut foarte mult în ultimii ani. Eu vând mașini, vând Hyundai-uri de 15 ani și pot să spun că, deși modelul Kona a apărut de 3 ani, chiar suntem în al 4-lea an în care avem mașină electrică, anul trecut a fost anul în care am avut în mod real o cerere reală deja la mașini electrice. Eu cred că anul ăsta o să ajungem să avem undeva la 10% din vânzări să fie în zona de full electrice. Trebuie știut că în acest an ne mai apar modele noi de electrice. Kona este un model relativ nou, este facelift-ul de la varianta anterioară. Mai avem Ioniq, modelul Ioniq, care este o mașină consacrată în zona de mașini electrice. Și anul acesta apare, a fost deja lansat, modelul Ioniq 5, Ioniq 5, care este un model, un SUV electric. Este primul SUV de la Hyundai care are sistemul 4x4 și este... Au apărut deja materiale, au apărut poze cu această mașină în presă, au apărut deja și filmări. Din păcate, materialele de marketing nu sunt cele mai elocvente sau nu redă cel mai bine felul în care arată mașina. Am văzut și eu în presă faptul că mașina este asemănată cu ID3-ul, ceea ce nu este adevărat, pentru că mașina, ca și dimensiuni, se aseamănă cu Tucson-ul. Este o mașină mare. Este o mașină mare care va avea și variantă de 4x4. Dar hai să revenim la Kona. Kona cred că este un model reușit pentru o familie de 3 persoane, pentru o mașină de familie care se folosește în 75% în proporție de 75% în oraș și 25% pe drumuri medii, gen 200-300 de kilometri. Cred că este absolut utilizabilă. Dacă se merge spre vest, stațiile de încărcare sunt multiple și mașina este absolut utilizabilă, dar să știți că de principiu și în țară deja sunt foarte multe stații de încărcare care pot fi utilizate. Există mai multe programe care ne ajută să ne planificăm drumul cu o mașină electrică. PlugShare-ul este cel pe care pe care îl cunoaște aproape toată lumea. Am mai văzut câteva site-uri. Am văzut și un site, Better Route Planner, și ăla este un site pe care se pot vedea toate stațiile de încărcare din Europa, inclusiv din România. Am ajuns în centru, suntem lângă primărie. Să luăm pe aici. Uite aici, hai să vedem cum folosim sistemul de parcare al mașinii. Pam, pararam, pam, pam. Avem evident cameră de mers în marșalier. Eu m-am obișnuit foarte mult cu camera asta de mers în marșalier. Am încredere deplină în această cameră. Și cu ajutorul acestei camere putem parca la centimetru mașina. Așa. Reușim să lovim.
și atunci ce succes o să aibă materialul ăsta. Încercăm să nu, dacă se poate. Bă, hai să vedem dacă am reușit să parcăm în linie. Bun, mergem să ne rezolvăm treaba la primărie. Și după aia înapoi la showroom. No, bun, ne-am făcut treaba la primărie. Am reușit să ne rezolvăm problemele. Și acum mergem înapoi la showroom-ul stâng. Ok. Așa. Hai să mergem mai departe. La mașini electrice întotdeauna este un element important și interesant pe lângă autonomie și cu drag. Pe lângă autonomie și felul în care se încarcă mașina, așa cum am prezentat în materialul anterior. Mașina vine cu o priză domestică, cu un sistem de încărcare la priză domestică. Din punctul meu de vedere, și ăla este un sistem utilizabil. Cu acel sistem de încărcare, mașina se poate încărca de la o priză normală de 220. În acel fel, în acel mod de încărcare, mașina poate fi încărcată cu aproximativ 2 kW per oră. Bateria fiind de 64 de kW, de la 0%, conform unui calcul simplu, avem nevoie de aproape 30 de ore de încărcare într-un ritm de 2 kW per oră. Deci, pentru cineva care face foarte mulți kilometri zilnic, nu prea se potrivește sistemul ăla de încărcare. Sistemul ăla de încărcare se poate preta pentru cineva care face aproximativ, să zicem, 100 de kilometri, până în 100 de kilometri pe zi și nu folosește mașina în sistem de drum de peste 200-300 de kilometri într-o zi. Adică nici nu prea vrea să meargă în afara orașului. Cineva care stă la casă, are un garaj propriu și merge până în 100 de kilometri pe zi și nu vrea să meargă, să iasă din oraș mai niciodată, poate să folosească sistemul de încărcare de la priză normală de 220. Merge 100 de kilometri pe zi, ajunge acasă, bagă mașina în garaj și bagă mașina la încărcat la priză normală. În 8 ore acea mașină va lua 16 kWh, ceea ce înseamnă că se încarcă în 8 ore pentru aproximativ 100 de kilometri, 120 de kilometri. Bun. Dacă în schimb cineva își cumpără un wallbox, această mașină în care stăm, mașina, echiparea Highway Navi Plus cu motorizarea de 204 cai putere și cu bateriile de 64 de kWh, poate încărca mașina cu 7,5 kW pe oră. Ceea ce înseamnă că într-o oră încărcăm 7,5 kW în bateriile de 64 de kW, avem nevoie de cât era? 5,8, aproape 6 ore de pentru a se încărca mașina de la 0 la 90, 95%. Trebuie știut că la început, ca și la telefoane, mașina poate lua un pic mai mult curent și deja când bateriile sunt aproape pline, bateriile se încarcă un pic mai greu. Ultimele procente se încarcă un pic mai greu. Un wallbox poate fi o soluție optimă pentru cine umblă și distanțe un pic mai lungi. Pentru la 7,5 kW per oră, încărcare de 7,5 kW oră este absolut rezonabil.
chiar dacă bateriile sunt la 10-15% scăzute la 10% din capacitatea lor, ele într-o noapte pot fi încărcate liniștit, fără nicio problemă. Evident că mașinile au posibilitate de încărcare rapidă. Încă o remarcă. Mașina luxury, echiparea luxury, are sistemul de, în plus, una dintre dotări este faptul că are posibilitate de încărcare la 11 kW per oră. Deci varianta full, pe lângă dotările pe care le are în plus, varianta luxury, are și posibilitatea de încărcare la 11 kW pe oră. Revenind la încărcarea rapidă, evident că mașina are posibilitatea de încărcare la curent direct, direct curent. Pam, 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 hai să și vedem treaba asta. Așa, EV, charge management, nu aici am vrut, și aici am vrut să mă duc. DC chargers. Având în vedere că mașina poate fi încărcată la curent direct, deci la încărcătoarele rapide, mașina poate să fie încărcată teoretic cu 77 kW per oră, ceea ce înseamnă că poate fi încărcată de la 0 la 80% în aproximativ 40 de minute. Deci asta este deja o soluție, să iei curent îndestulător pentru 400 de kilometri în 40 de minute, cred că este absolut corect și absolut ok. Da, ideea este că mașina devine din ce în ce mai utilizabilă. Dacă acum ați câțiva ani o mașină electrică avea autonomie de aproximativ 150-200 de kilometri, dacă acum ați câțiva ani sistemul de răcire era pe aer, bateriile nu aveau autonomie mare, aveau un timp îndelungat de încărcare, aveau încălzire, sistem de încălzire și răcire destul de slăbuți. Astăzi, mașinile electrice, generalizat, vorbesc de multe, nu numai de Kona, dar de Kona în special, au sistemul de încălzire și răcire pe antigel, ceea ce înseamnă că se lungește viața bateriilor, se scurtează timpul de încărcare, crește autonomia lor, tehnologia se îmbunătățește și se observă treaba asta pe zi ce trece. La Kona s-au lucrat la câteva elemente, printre care la sistemul de răcire. S-a lucrat inclusiv la anvelopele care se pun pe mașină. La mașinile electrice fiecare element este foarte important în creșterea autonomiei și în reducerea consumului de energie. Pentru că reducerea consumului de energie înseamnă automat creșterea autonomiei. Sau poate să însemne automat creșterea autonomiei. Astfel, vechiul Kona a avut o autonomie dată de VLTP de 449 de kilometri și acest Kona în care stăm are o autonomie dată de 484 de kilometri. Cum am mai zis în materialul ăsta, noi am trecut de această autonomie, am văzut și teste în care Kona a trecut de 1000 de kilometri cu o încărcare. Bine, acolo vorbim de condiții, să zic așa, extrem de grijulii, adică viteze de 30-40 de kilometri la oră. Dar testul nostru în care am făcut 575 de kilometri cu o încărcare, prietenul nostru Mihai a făcut 575 de kilometri cu o încărcare, a fost totuși un drum real, adică a fost un drum de 575 de kilometri în care s-a dus la Mărișel, care Mărișel este o stațiune de schi, s-a dus la Huta Slavia, care acolo cine cunoaște zona aia, cine cunoaște zona aia știe că acolo totuși sunt, într-adevăr, unde este urcuș este și coborâre, evident că este și regenerare, dar trebuie să urci și când trebuie să urci folosești energie, adică nu merge acolo, nu ai ce să economisești.
senzația de utilizare a unei mașini electrice în oraș este una fenomenală. Mie îmi place foarte mult. Mie îmi place fenomenal de mult. Îmi place și chestia asta că mergem cu costuri mici. Îmi place și treaba că nu avem sunet. Vă mărturisesc sincer, îmi place și treaba că nu avem emisii de dioxid de carbon. Sunt de acord că încă mașinile electrice nu sunt chiar, adică nu, eu nu sunt de acord cu teoria că mașinile electrice merg gratis. Nu este adevărat, nu merg gratis. Ele trebuie încărcate. Evident, sunt sisteme de încărcare care nu costă. E adevărat, sunt magazine care și-au pus sisteme de încărcare și oferă posibilitatea să încarci pe gratis. Dar generalizat trebuie să încarci mașina cu curent și curentul costă. Dar costurile sunt foarte ok, adică la o conduită normală suntem la costuri de aproximativ 8-9 lei pe 100 de kilometri. La o conduită grijulie suntem, ne apropiem de 5 lei, hai fie 6-7, cu o conduită agresivă să fie 12. Să mergi cu o mașină de 204 cai putere cu 12 lei pe 100 de kilometri, eu zic că e ok. Deci și eu sunt de acord cu faptul că în exploatare ele sunt nepoluante. Dar, într-adevăr, mașinile astea trebuie produse, bateriile trebuie produse, o să trebuiască să fie reciclate. Producătorii, în general, și Hyundai în special, se concentrează foarte mult la partea asta de reciclare și la partea asta de reciclabilitate, adică mașinile să fie reciclabile și bateriile să fie reciclabile. Dar ele trebuie produse. Ele trebuie produse și tehnologiile de producție a mașinilor reciclabile și mașinilor electrice. Tehnologia de producție a mașinilor electrice nu este una nepoluantă. Asta, nu, asta trebuie să o recunoaștem. Dar consider că a fost absolut crucial să se înceapă și au fost producători care au avut curajul să înceapă producția pe treaba asta. Există probleme. Există probleme în industria auto pe partea de electrice. Evident că problemele le au cei care au lucrat la treaba asta. Cei care n-au lucrat și n-au mașini electrice, n-au nicio, absolut nicio problemă în zona de electrice. Acumulează producătorii de mașini electrice, acumulează foarte multe cunoștințe care o să le fie de foarte mare folos în următorii ani. Evident că mașina are toate elementele de siguranță și în mașina asta avem Autonomous Emergency Brake, Forward Collision Avoidance, care sunt, de fapt se numește Forward Collision Avoidance, sistemul de menținere a benzilor de circulație, sistemul de recunoaștere al semnelor de circulație. Din punctul ăsta de vedere, mașinile electrice sunt făcute la un nivel de... De fapt, nu. Hyundai, în general, cam toate mașinile și le face la un nivel de siguranță foarte ridicat. Toată lumea, toți producătorii care vor să producă pentru Europa, trebuie să aibă niște calificative foarte bune la testele de siguranță. La mașinile electrice, treaba asta este cu atât mai mult adevărat. În momentul de față, suntem la consum de 20 de kWh la 100 de kilometri. Și suntem... Și mai avem autonomie 371 de kilometri. O să fie interesant să facem un drum mai lung cu această mașină. O să folosesc un pic această mașină în următoarea perioadă. O să împărtășesc cu voi
experiențele mele. Deocamdată îmi este pe plac această mașină. Am mers anul trecut 2000 de kilometri cu varianta anterioară de Kona. Cunosc mașina, cunosc motorul. Bordul mașinii a devenit digital, un ecran de 10,25. Deja și în varianta Highway Navi Plus avem ecranul de 10,25 inch pentru navigație. Materialele sunt ok, mie îmi plac, sunt plăcute la atingere. Scaunele sunt foarte confortabile. Scaunele sunt confortabile pentru atât pentru pasagerii din față, cât și pentru pasagerii din spate. Este o mașină care se folosește ușor pentru 4 persoane. Da. Nu mai facem o accelerare? Place că mașina stă și în curbe destul de bine. Încă n-am eu curajul să bag destul de tare. Nici n-o să am. Nu o să stresez mașina, dar mașina asta vrea să meargă. Vrea să meargă. Și când apeși, merge. Când apeși, merge. Suntem într-un sector de drum, este un drum închis. O să vă arăt o accelerare. Asta este un drum închis, din nou vă spun. Suntem pe zero, am pus pe sport. Hai să vedem o accelerare. Am numai să plece mașinile. Așa. No, bun. Hai să vedem o accelerare de la 0 la 60 și 60. E nebunie curată. Îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie. No, bun. Cam ăsta este drumul cu nou electric. Se poate încerca de aici încolo. Vă aștept cu mare drag. Dacă cineva are curiozitate, vă aștept cu mare drag să veniți să o vedeți. Eu am fost Cornel de la Hyundai Car Benta Oradea. Asta a fost un drum cu noul Kona electric de 64 de kW, 204 cai putere, 395 Nm cuplu. Vă salut cu prietenie!